Să se determine mulțimea valorilor reale ale numărului x pentru care minus 4 mai mic sau egal decât 3x plus 2 mai mic sau egal cu 4. Având o dublă inegalitate, atenție de ce avem un sistem. Minus 4 mai mic sau egal decât 3x plus 2 și de asemenea 3x plus 2 mai mic sau egal cu 4. Rezolvă. Da? Deci în 2 în cealaltă parte, deci vine minus 4 minus 2 mai mic sau egal cu 3x. Deci în 2 din coace. 3x mai mic sau egal decât 4 minus 2. Da? Știți că la trecere într-o parte în alta se schimbă semn. Deci vine minus 6 mai mic sau egal cu 3x și 3x mai mic sau egal cu 2. Împar prin 3, atât sus cât și jos. Da? Și obținem iată ce? X mai mare sau egal decât minus 6 împărțit la 3 minus 2 și x mai mic sau egal decât 2 pe 3. Haideți să vedem care e răspunsul final. Punem cele două numere pe o axă, minus 2 și 2 pe 3. Iată, la prima am zice x mai mare sau egal cu minus 2, deci de la minus 2 la infinit. La a doua x mai mic sau egal decât 2 pe 3, care este porțiunea dublu hașurată. Iată, în final, deci x aparține de la minus 2 la 2 pe 3, interval închis. Interval închis. Da? Și cu aceasta am terminat problema.